Primul receptor al ideii sunt eu, care de fapt sunt emițătorul. Vocea este puțin mai complexă decât o simplă vibrație a aerului. Sunt informații de nivele diferite. Lumea nu percepe decât o bandă mai îngustă din evantaiul uriaș de informații pe care le transmite sunetul. Tot ce se întâmplă la nivel comunicare în materie de politic către publicul larg este de un amatorism um, jenant ca să folosesc un cuvânt uh, din dicționarul explicativ al limbii române ca să rămână în limitele decenței. Vrei să spun și ce anume reiese din mesajele acelea. Ce se înțelege din mesajele? Deci prima chestie pe care o înțelegi din mesajele către populație, să mă ierte, bună Dumnezeu, dar ai zis să fim sinceri, da? Prima chestie care reiese din mesajele politicienilor către populație este informația nouă, nu ne pasă de voi. De acolo nu reiese niciun fel de grijă față de oameni. Sunt și politicieni care au plâns când au transmis un mesaj. Nu poți să-i acuzi că n-au fost sinceri. Radu, nu mă învață ei pe mine ce înseamnă plânsul fals. Fac meseria asta de la 18 ani. Predau de 32 de ani în momentul în care mă apuc să plâng și dau și lacrimă că bag aici, mai stolo e bolnav. Da? Iertați-mă, deci teatru prost am văzut de sânsă până aici. Vrei să spun una din chestiile foarte interesante? cum le dau studenților mei să vadă un exercițiu simplu pe care îl poate face oricine, da? Dai drumul la televizor și pur și simplu închizi sonorul și le vezi minciuna cum apare, transpar, iese prin toți sporii, da? Pentru că cuvântul trece prin minte și ne învață bine limba română, mintea minte, da? Cu emoția se minte mult mai greu, trebuie să exersez puțin, e un alt nivel de minciună, da? Și vezi cum vorbesc. Din când în când mai ridică sprâncenele, asta fiind singurul semn că participă cumva la acest spun. Dar de fapt semnul ăla este, fiți atenți ce sprâncene am. Fiți atenți ce gagică sunt. Observați ce decolteu uh, am, da? Ce generoase sunt. Astea sunt semnalele. Ei nu vorbesc. Ei spun niște texte pe prompter. Habar n-au despre ce este vorba. Pentru că un cuvânt neînsoțit de emoția corespunzătoare este minciuna. Minciuna poate fi detectată foarte ușor. Cred că am mai spus asta în vreo două emisiuni, una chiar a ta. Sigur că o să tai toate astea pe care le spun, da? Poate nu e paharul gol tot, poate e și un pic plin cu câțiva oameni care știu să vorbească. Hai să citim Biblia. Acolo se spune, uh, vor fi judecați după fapte. După fapte. Nu spune judecați după vorbe. Că după vorbe, după vorbe, eu pe vorbe dacă vrei construiesc acum. Autostrăzi în două luni în toată țara Mă costă ceva să spun Eu construiesc autostrăzi în toată România În două luni A spus-o și uh, marele patriot uh, da? A zis În 1992 uh, România va fi traversată De patru autostrăzi Care vor brăzda țara de la nord la sud Și de la est la vest Pe bune Autostrăzi până în 92 Suntem în 2021 N-am văzut nici poteci da? Deci ce ne costă să vorbim? Vorbim totuși, promitem. Vreți să vă dau pensii? Băi, români, vă dau pensii 200% de mâine, la toți. M-a costat ceva? Nici măcar nu mă ustură în gât. Nu vreau să mă implic în chestii care propagă uh, violența și uh, mitocania. Dar în rest, uite, am dublat... Uh, foarte multe documentare despre viața planetei. Și a fost super, super interesant pentru că am aflat și eu lucruri pe care le bănuiam, dar nu le știam cu siguranță. Despre dezastrul în care ne aflăm acum și încă nu ne dăm seama. Vocea e un talent sau nu? Este un talent dat de Dumnezeu, dar care se poate șlefui. Diamante sunt cam în toți munții din lumea asta. Ele trebuie scoase și după aceea șlefuite.